Hei, fetelor, cum se simt banii? Hei, băieți, ne simțim super, de asta suntem banii, suntem pozitive și pline de energie. Fetelor, am fost rugat să vă dau asta. Un bilețel? Brovatski, de la cine? Nu te mai aude, a plecat. Un admirator secret nou? Sau un nou iubit? Nu se exclud unul pe celălalt. Ce admirator secret și ce iubit? Nici n-am citit bilețelul încă, nu știu de la cine e. Cine e? Smiley, voi citi și voi afla acum, bine? Sunteți patru fete. Vă considerați drăguțe? Nu! Sunteți patru nesimțite, narcisiste, machiate și îmbrăcate ca niște păpușele. Incredibil! N-aveți nimic în cap. Da, și de asemenea nu știți să vă mișcați cu pompoanele. Sunteți cele mai groaznice din școala asta, vă urăsc. Vai, fetelor, cineva chiar nu vă place. Sunt curios, e băiat sau fată? Nu înțeleg cum poți urâ asemenea fete. Sunt minunate. Se întâmplă, cu cât ești mai frumoasă, cu atât ești mai urâtă de ceilalți. Mulțumesc, Smiley, cu cât ești mai frumoasă, cu atât ești mai urâtă de ceilalți. Mă întreb de la cine e. Nu miroase nici a parfum de fată, nici a parfum de băiat. Trebuie să fim și mai cool, să-i facem și mai tare în ciudă. Ok, fetelor, azi la școală vom afla cine a făcut asta. Și scrisul, Diana? Maia, ce e cu el? Scrisul e stângaci, ceea ce înseamnă că a fost scris de vreun ratat. Fetelor, aveți idee cine ne urăște atât de tare? Toți de aici sunt prea slabi ca să fie hater, deci cred că nimeni. Nu, Knopa, tocmai cei slabi urăsc pe toată lumea, de asta devin hateri. Fetelor, nu vă faceți griji, vom porni o investigație la școală și vom afla cine e haterul.